Salutare, încă o zi frumoasă, încă un vlog puternic, daily vlog, așa cum v-am obișnuit. Am venit din nou pe gheață, iar cu prietenii noștri. Băi, îl vom vedea pe Alex. Alex mitralieră. Stai puțin, așteaptă un pic, Alex. Acolo, da. Ia să te vadă fratele tău, ia. Hai. Oh! Ai traversat gârla. Merge să ne plimbăm azi pe gheață? Da! Hai, Cosmine, să ne scufundăm. Ia, Maria, ia. Hai să te văd, hai. Unde, unde vrei tu, acolo? De aici. De aici. De aici. Bă, hai să mergem pe stuf. Hai, mergem pe stuf. E groasă, știu. Bă, meserie. Hai, ușor. Ia, uite, pui, atâta e, bă. Da, e groasă. Mamă, ia. Așa e. Poți să-mi spui și mamă, dacă vrei. Păi nu se sparge, mă. Fă-te popă, ia, Doamne, miluiește-l pe Cosmin. Hai, mă, să mergem, hai, băieți. Hai, băi! Cu elefantul meu pe gheață, cu elefanții noștri, de fapt, știți care-i treaba? Mergem ușor pe gheață, uite, băi, chiar, hai că îmi filmez eu așa, stați tot, dar veniți toți aici și sărim un pic, să vezi cum, dar tăciți din gură, să vezi cum se aude, se rupe, hai, mă, că nu se rupe, iau, ia, iau. Nu se aude, hai, din 3, 2, 1, n-au vezi, nebun, că merg până încolo și deci. Amintirile noastre din copilărie de astăzi se reflectă la cerințele voastre, pentru că foarte mulți dintre voi au spus mai fă amintiri din copilărie, v-a plăcut foarte mult de când am făcut seria. Cei fricoși, ia spune acum, bagă-le, cine sunt cei fricoși? Aveam vreo 2000 la ură și când se trag frâna de mână nu mai a ținut și am aterizat cu parbrizul drept pe gheață. Când se referă când a dat cu nasul de gheață în vlogul trecut, ați văzut? Nu a vrut, dar nu a ținut, cine a ținut, airbag-ul sau frâna da, de mână? Da, frâna de mână. Încercăm frâna de picior? Da. Cum e pe gheață? Ia să împartem camera. Și ieri am fost pe gheață în aceeași formație și e foarte frumos. Mamă, pe stuf. Hai, mergem pe stuf. Ne primăm acolo? Pe stuf. Nu, pe aici, pe partea asta. Ne primăm pe stuf. Cele mai frumoase amintiri sunt amintirile cele mai reci vara, când sunt căldurile alea extreme. Mă uitam și vara trecută, ce am filmat anul trecut, și vom intra puțin pe stuf. Mamă, băi, știi pe unde aș vrea să mă duc? Aș vrea să o iau pe stuf pe aici. Dar ne trebuie cizme. Lasă-mă cizmele, dacă ne scufundăm. Avem costumul de scafandru și avem telefonul cu noi, sunăm la 112 și nu vine nimeni. Nu e poză, e husă. Da, pe husă. Eu mi-au... Păi 20 de lei. O, vin și prietenii noștri, ia să traversăm un pic. Băi, dar stai să o luăm pe rând, să nu se... Hai, mă, că ține, mă. Oh, yeah. Oh, yeah. Mamă. Vino repede că am găsit o pisică moartă. Ce frumos e pe stuf. Bă, dar nu prea pot să înaintezi deloc. Pentru că să nu mai bețe. Mamă, să te fugărească câinii. Doamnelor și domnilor, mare prostie că am intrat pe stuful ăsta, că mi-am scos. Sper că voi stați frumos la căldură. Oh! Voi stați frumos la căldură și vă uitați la noi. Da. Ok. Oh, yeah. Da, da. Ia zbuiară-mă la câine, ia. Te ascultă? Gata, te-a ascultat. Băi, hai să mă cămăcești, ia uite. Ha? Taci, mă, că e vlogul nostru, Victoraș. Tot astăzi, ia uite, mă, ce măcești mare acolo. Hai, mă, că nu ne mănâncă câine pe noi. Ia, Alex, o învăț. Ne mai dăm în măceșile alea un pic? Marș, Bobby, că te mușcă doamna. Mamă, câte măceșe sunt aici. Hai, mă, că ne ține. L-am prins, l-am filmat. Băi, râdeam de el și că l-am prins. Hai, băieții, hai pe acolo. A scufundat și Alex. Ia zi, Alex. Hai, băi. Amintirile din copilărie. Ăsta a sărit direct. Hai, Alex, ăsta. Hai, mă.
Hai bă, rupeți-vă gâtul, Mario. Ia-o pe partea aia, mă, uite pe acolo, mă. Mario, uite pe acolo, pe acolo, pe acolo, mă. Ce fraier, ia zi, Alex. Zi ceva abonaților. Fii rar să fie ea de... Mamă mea, am luat și apă. Băi, ce amintiri frumoase, frații mei. Dar ăsta mâncă? Da, Alex, băi. Da, mă, da, căcatul ăla care este din el. Nu? Da, ce se da, mă, da. Da, Alex. Hai, mă, că e bun. Uite, mă, frate, stai, nu te mai ține de mine, că tremur. Uite, 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 uite. Iau și pentru acasă. Dar ce bun. Băi, dar nu trageți, trageți pe rând. Uite, Mario. Uite asta, fii atât cât de bună e. Aolo, m-am făcut de... De cacao? Mamă, e plină asta, ia uite. E plin de măceșe. Da, mă, sunt foarte... Na, fratele meu, na. A, gem, gem. Hai, mă, că sunt foarte bune. Uite. Mamă, cât îmi plac. Mamă, ce-i pe mine, bă? Ia, fiți atenți ce-i pe mine, Mario. Filmează-mă, ia. Filmează-mă, filmează-mi bucile. Ce am pe picior, ia uite. Deci, doamnelor și domnilor, așa se întâmplă în amintirile noastre din copilărie. Când te murdărești. Acum am uitat ce-i pe spatele meu. După ce am scufundat în apă. Era să mănec și mâncăm. Băi, Mario, nu mai vrei măceșe? Auzi, măceșe, asta e cea una pe tata, aproape peste pupuză. Ha. Te-ai cam congestionat pe asta acum pe 6 luni? Nu, fratele meu. Hai, 10 lei taxa de intrare de fiecare plus 5 lei măceașa. Măceașa! Da. Băi, dă-te așa! Deci, fratele meu, Victor, să te uiți la vlogul ăsta. E campion, fratele Victor. Avem... Avem marea plăcere. Avem marea plăcere ca prietenul meu să-mi ceară bani pe această baltă și pe măceșe. Dumnezeu, ai prins pe aici, fratele meu. E bine, te te răcorește? Ia, ce-a prins? Ia, să vedem ce-am prins. Ia, trage cu undița, Cosmin. N-am prins nimic. N-ai prins nimic? A fost o zbrulungă? Deci 5.000 măceași, măceașa. Ia fi atent aici acum. Hai, 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 hai. Ia să-ți fix. Bă, cu 6, 8 și cu 6 măceșe. Cât vine? 18 măceși. 11 lei. Băi, ce mar... Mai dau eu 20. Ne-a scufundat. Ia uite, ia uite ce-i pe mine, Victor. Uite ce-i pe mine, ia uite, uite aici. Nu, nu, pe aici am păcat. Bă, pe aici te scufund, mă. Trece mai devreme un moș cu un jeep pe șosea și tipul ăla ăsta mic. Băi, copile, pleacă-mă la acolo, că-i viața ta în joc, mă. Ia, cred că te-ai căcat pe dumneavoastră. Am venit pe gheață, ne-am distrat puțin. Am scufundat. Ați observat bine ce m-am... Da, și ăla, și Alexa... Acum am fac și hainele și... Geaca și badida și acolo. Da, păi și eu pantalonii. Se bagă cu tot pe mașina de spălat. Și Victor, prietenul meu, a scufundat. Și eu, ați văzut ce-i pe mine, da? Ia uite. Băi, ești nebun, ia uite-mă până sus. Băi, bocanci, dar vezi că au până la piele. Sunt bocanci, dar mi-a intrat apă. Hai, lasă-mă, amintirile noastre, ce vrei, chiar așa? Mai ții minte cățelarul când s-a scufunat pe la genunchi? O zi mai frumoasă ca asta nu poate să fie și nu va fi. Să ne dăm frumos pe derdeluș. Ia zi, Cosmin, tu nu te-ai dus în apă? El nu s-a dus în apă, că... Dar bine, nu am scufundat. Ia să vedem ce frumos se vede viața. Mamă, cum se aude? Alex? Ia! Ai scufundat și tu cu mine? Amândoi ne-am... Râdeai tu de mine? Ce? Râdeai de mine? Râdeam de tine și a căzut și eu în apă. Aica a fost maximă. Cea mai frumoasă senzație, să te plimbi pe gheață. Mai stăm frate, mai filmăm puțin. Într-o zi frumoasă ca asta, vă pupă profesorul vostru preferat. Nu uitați să vă abonați, dați un share acolo. Elefantul meu. Da. O să facem slow motion, urmează și seria Harry Potter, episodul 9, foarte așteptat de mulți dintre voi, de toți. Cu voi a fost Shari și cu prietenii noștri alături. Mamă, ia uite cum se vede. Bă, știi ce marfă să bag GoPro aici? Da. Bă, e mare. Ia uite, așa cum marea spune. Nu e, mă, e... Mamă, e mare. Mamă, dar nu e groasă, mă, nu e rece deloc.
Da, e, mă, dar trebuia, aici intra GoPro-ul ăla mic, știi? Da. Dacă îi făceam, dar nu i-am încărcat bateriile. Păi nu, vin din nou și filmez. Ați văzut filmarea când am filmat? Da, cu pești. Nu cu pești, mă, cu GoPro-ul de-am văzut. Ai intris pe aici? Nu, mă, în partea aia. Ești curios? Perfect. Urmărește profesorul expert.